Bun. Avem nevoie de o minte ageră și atentă. Să vedem dacă reușim. Așadar, 1 Corinteni capitolele 12, 13 și 14 vorbesc despre acest duhovnicesc și despre manifestarea lucrării Duhului Sfânt, fenomenul Darurilor și frumusețea darului roadă, frumusețea darului roadă și finalitatea darurilor revelatoare, și capitolul 14, frumusețea darului roadă și folosirea darurilor revelatoare care sunt pe cale să fie oprite sau stopate. Dacă privim capitolul 12, în intenția sa de a nu-i lăsa să fie necunoștință, aș dori să punctez câteva aspecte pe care cred că e important să le subliniem. Primul, e seriozitatea acestui subiect sau acestei teme. Ea apare din, primele, din cele două versete, în primele trei versete, mai ales din versetul al treilea, în care Pavel atenționează că trebuie să fim foarte serioși când punem pe seama Duhului Sfânt ceva. Din nou, nu avem explicit, dar cred eu că citind printre rânduri, nu pot înțelege altfel decât că cineva, sau poate chiar mai mulți din Corint, vorbind, eu știu, într-o manieră, zic ei, duhovnicească, s-au pomenit că spun o aberație, o enormitate despre care nici nu știu ce să zic. Cum să spui în adunare? Că Isus să fie. Cum, poți, cum ar putea cineva să spună așa ceva? Arătând că, din potrivă, cine are Duhul Sfânt îl are și Duhul Sfânt îl învață, și cu asta, de fapt, începe viața de credință. Isus Hristos este Domnul. Domnul. Când am urmărit definirea Bisericii. În versetul 2 din capitolul 1, am văzut că acești oameni care sunt sfințiți se adună într-un loc să cheme numele lui Hristos, care este Domnul lor și al nostru. În urmare, versetele acestea mi-arată că ceea ce urmează să discutăm este foarte serios. Și revin la ceea ce am spus în fiecare introducere. Nu suntem aici să fim antagoniști, să luptăm cu cineva. Nu vreau să lupt cu nimeni și nu vreau să conving pe nimeni de ceva. Vreau să, să prezint ceea ce eu cred că am înțeles din acest text, ca să învăț, să vorba lui Pavel, el nu dorește să se lupte cu ei, ci dorește ca ei să nu fie în, să nu folosească daruri pe care nici măcar nu le, nu le cunosc. Habar n-au despre ce înseamnă fenomenul acesta, și totuși ei îl folosesc. După aspectul seriozității, e luat în calcul aspectul sursei. Pentru că el indică în versetul 4, 5, 6, 7 că darurile acestea vin dintr-o sursă foarte bine precisă, și anume, ce am vorbit în toate aceste zile, Sfânta Treime. Sfânta Treime este Duhul, dar este prezentat și Domnul. Nu este doar Dumnezeu Duhul Sfânt, este și Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Domnul Isus Hristos. Și în același timp este prezentat și Dumnezeu Tatăl. În alte cuvinte, darurile nu sunt azvârlite la voia întâmplării, ele vin din această sursă absolut precis menționată. Al treilea aspect, însă, este cel mai important. Este aspectul strategiei. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestei strategii care există în Sfânta Treime. El zice așa: darurile țin de care persoană? De Duh. Apoi zice că sunt felurite. Sunteți cu mine toți? Hai să înțelegem. Sunt felurite slujbe care țin de Domnul. Și sunt felurite lucrări care țin de... Observați legătura. Care este legătura? Legătura ne arată că darurile nu sunt date întâmplător. Nu sunt azvârlite la voia întâmplării. Există o strategie. Care este această strategie? E următoarea. Dumnezeu Tatăl determină lucrările. Dumnezeu Fiul determină slujbele. Dumnezeu Duhul Sfânt dă? <căstări> Serios? Observați legătura. Prin urmare, darurile nu sunt un haos, nu sunt la voia întâmplării. Duhul Sfânt nu lucrează separat de restul Sfintei Treimi. Dumnezeu decide și determină lucrările care trebuie făcute. În funcție de lucrările care trebuie făcute, Domnul este cel care dă slujbele. Reamintiți-vă Efeseni 4. Și el a dat pe unii. El a dat pe unii. Și acolo sunt slujbele: apostol, proroc, evangeliști, păstori și învățători. Sunt slujbele. În funcție de lucrări sunt date slujbele și în funcție de slujbe sunt date, daruri, daruri. Sunt date darurile. Cine nu prinde această strategie, habar nu are despre ce înseamnă darurile Duhului Sfânt. Pentru că darurile Duhului Sfânt nu sunt împrăștiate așa. Sigur, poate că puțin ne încurcă ideile astea. Umblați, dar după darurile nu știu cum. Și mulți zic, nu, noi trebuie să cerem. Nu, a umbla după daruri înseamnă a ne face disponibili. Înseamnă a ne califica pentru cele mai înalte dar nu înseamnă că eu vreau neapărat un dar și țip la Dumnezeu până mi dă. Darurile nu sunt date după dorința și voia noastră, ci după strategia aplicată în Sfânta Treime. Am tot vorbit aici despre faptul că Sfânta Treime are o împărțire funcțională în funcție de momentele de timp în care sunt implicate și de lucrări. Încă o dată, sesizați strategia duhovnicescului. Dumnezeu determină lucrările. Ce trebuie făcut în această perioadă de timp? În funcție de lucrările pe care Dumnezeu le determină, Dumnezeu Fiul dă slujbele. Și în funcție de slujbele pe care le, de, a, le, aș, le dăruiește Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt face sau dăruiește darurile. Prin urmare, darul e în funcție de. De. Slujbă care este în funcție de. Dacă nu este lucrarea, ce nu mai este? Slujba. Și dacă nu mai este slujba. Mulțumesc. Suntem toți. Trebuie pare să înțelegem asta, pentru că asta va duce multă lumină în continuare. Asta ne arată că nu toate slujbele sunt amestecate, amalgam, gata, fiecare ce vrea în biserică. Nu! Ne va și spune la finalul textului, în versetul 28, din care s-a pomenit aseară. Dumnezeu a rânduit. Și nu a rânduit ca tot să fie apostoli, sau tot să fie proroci, sau tot să fie nu știu ce. Nu, El a rânduit o ordine a autorității sale și după ce Dumnezeu a rânduit lucrările, Dumnezeu Fiul a dat Slujbele și Dumnezeu, Duhul Sfânt, a dat darurile și revin. Darul e în funcție de slujbă și slujba în funcție de lucrări. Nu mai ai lucrarea, când lucrarea pe care Dumnezeu a decis-o ajunge la capăt pentru că începe o altă lucrare, ce nu mai ai? Slujba. Și când nu mai ai nici lucrarea și nici slujba, ce nu mai ai? Foarte important să observăm această strategie. Dacă nu înțelegem această strategie, e foarte greu să înțelegem ce se întâmplă mai departe. Concluzia este că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul, ceea ce înseamnă că lucrările, slujbele și darurile sunt acolo așezate de Dumnezeu în mod suveran pentru ca nu eu să devin nu știu cine nu eu să mă zidesc pe mine și să devin cel mai important om din biserică. Vezi că biserica era dezbinată pe chestii din astea. Nu. Ci ca eu să-ți fiu folositor ție și tu să-mi fii folositor mie. Pe baza acestei concluzii Apostolul Pavel va creiona capitolul 14. Arătând că problema lor este că fiecare se sluja de fapt pe sine însuși. Odată prezentată această strategie, avem o simplificare. Adică, Pavel ne dă o listă ca să simplifice, să ne arate sau dacă vreți să exemplifice, și evident că lista nu este exhaustivă. E o listă de lucru, cum să zic. Pot fi și alte daruri. Și dacă ați face o listă cu toate darurile, nu am timp să intru în toate astea. Aveți unele în Romani, capitolul 12. Există aici, există textul din Efeseni 4 care zice că el a dat, dar se referă la slujbe, nu la daruri. Evident că slujbele nu pot fi împlinite fără daruri. Da, dar fiecare slujbă cu darul ei. Această listă pe care o avem, apoi versetele 12 și 13 prezintă aspectul sosirii acestor daruri pentru că ele sosesc în viața noastră în momentul în care devenim mădulare ale trupului lui Hristos. Și de aceea sunt și necesare. Nu este ca și când Duhul ne dă darul, dar el stă la distanță. Nu. Duhul este în noi. Și cum se vorbea și cum am încercat să explicăm, noi am fost cufundați în și în același timp și umpluți din. Că asta este imaginea pe care Pavel o folosește. E evident că atunci când spune toți, eu cred că sunt toți cei din această biserică, inclusiv el și inclusiv noi, cei care vom urma, după cum spune Petru, că darul acesta nu este doar pentru cei de atunci, ci pentru toți cei pe care îl va chema Domnul, în indiferent cât de mare număr este. Nimeni nu știe numărul decât Domnul, în suveranitatea lui. Da? Deci sosirii acestor daruri ține de momentul convertirii, de momentul botezului în Duhul Sfânt, de momentul acesta special în care am fost adăpați ca să alcătuim acest trup și imediat se trece la scopul acestor daruri pentru că scopul lor este ca trupul să fie funcțional. Și aici o să vedeți legătura extremă Extremă, specială, scuzați-mă, legătura deosebită care există și cu strategia. Pentru că aici Pavel vorbește despre diferite mădulare: piciorul, mâna, ochiul și despre funcții, despre auz, despre miros. Și dacă ne uităm, piciorul e croit în așa fel încât să umble, nu să apuce. Deci ai lucrarea? Trebuie să umbli, să stai pe picioare. Ai slujba, e piciorul și ai darul. El e așa făcut ca să poți să stai pe el. Dacă vrei să apuci cu el, nu poți să-i schimbi slujba, nici lucrarea. E exact ce vă spune el. Nu poți să zici piciorului nu-mi trebuie. Sau piciorul să zică, bă, sau celelalte mădulari, nu stau acum exact la... Da, le, le citiți. Nu poate zice un mădular, mă, eu nu vreau să fiu asta, eu vreau să fiu... Păi dacă forma asta o ai, nu poți să fii decât picior. Piciorul nu miroase. Înțelegeți legătura? Ilustrația aceasta arată importanța acestei strategii. Nu, dar așa este. Unii vor darurile fără să aibă slujbe și vor slujbe a căror lucrări au încetat. Păi nu se poate. Tocmai asta e ilustrația pe care Pavel o aduce. Să înțelegem odată pentru totdeauna că strategia lui Dumnezeu are acest scop. Trupul să fie funcțional. Dacă tot trupul ar fi din picioare, n-am avea trup. Am avea numai picioare care să facă ce? Să poarte pe cine? Și toată explicația, nu o să intru că am să întârzi foarte mult și vreau să rămân mai mult la capitolul 13, dar toată explicația indică această armonie în care Dumnezeu a croit mădularele pentru anumite funcții, le-a făcut exact ca să funcționeze în funcția respectivă și nu poți face cu un mădular care a fost așezat și făurit să facă una, să poți face cu el Alta. Da, există mădulare care pot face mai multe lucruri, dar nu-i așa? Există această clară uh, desemnare a acestor mădulare și asta vine să ilustreze exact ce ne-a spus în strategia pe care Pavel ne-a prezentat-o. Dumnezeu determină lucrările, Dumnezeu Fiul dă slujbele și Duhul Sfânt dă. Nu? E adevărat că unii încearcă să gândească cu picioarele, dar picioarele nu sunt făcute să gândească. Pentru a gândi avem altceva. Și fiecare lucru este croit și așezat de Dumnezeu exact unde trebuie pentru ca trupul să fie funcțional. Funcțional în cele două sensuri, în sensul de sudură și în sensul de sănătate. Pentru că trupul este omogen, practic nu știm unde se termină mâna și unde începe omoplatul, nu? E omogen, e legat în așa fel încât nu se văd nui tăietura aici, să zic, no, iau mâna și o pun deocamdată de o parte că n-am nevoie astăzi de ea. Nu? nu, se poate. ideea de de sudură este foarte omogenizare și este foarte clară ideea de sănătate sunt foarte, mi se pare foarte straniu ideea, și asta numai ca o paranteză, dar rapid, ideea de creșterea bisericii pe care unii o promovează astăzi, în care trebuie tot mai mare, mai mare, mai mare, mai mare. celul păi, unui trup nu este să fie cât de mare să poate. Niciodată. Sper că niciunul nu are celul să fie cât să poate de mare. Ba, din potrivă, este foarte posibil ca să ajungi cu cât ești mai mare, să nu mai fii. E un foarte mare pericol. De aceea, ținta primordială este să fii sănătos. Și despre asta vorbește textul, să fim sănătoși. Ăsta e scopul. Apoi avem aspectul stabilirii, în sensul supremației lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit întâi. Și aici este o ordine foarte clară. S-a discutat ieri asupra acestor lucruri, și textul încheie cu aspectul supremației. Există o mulțime de daruri pe care Duhul Sfânt le dă, dar există unul care e mai mare decât toate. Pavel o numește nu un dar, ci o numește o cale. Pentru că nu este doar un simplu dar, dar este un dar. Încă o dată citez Romani capitolul 5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Noi nu îl iubim pe Dumnezeu dacă nu avem Duhul Sfânt. Nici nu știm pe cine să iubim. Nu iubim pe nimeni, ne iubim pe noi înșine într-o formă îngrozitor de mare. Nu învățăm ce înseamnă adevărata dragoste decât după ce Duhul Sfânt o toarnă în inimile noastre. Și n-ar trebui să ne mire că lumea, cei din jurul nostru, televiziunile și toți portretizează dragostea cum o fac, pentru că dacă n-au Duhul Sfânt, ce să înțeleagă? Dar tristețea este că se întâmplă ca și între cei care toți pretind că au Duhul Sfânt. Din pricina unor competiții, din pricina unor divergențe, să fie o foarte mare absență a acestei căi. Ea e numită cale și este vorba despre dragoste. Și cu asta intrăm în capitolul 13, care ne interesează, poate, într-o proporție extra-deosebită, și anume, acest capitol care vorbește despre frumusețea acestui dar care încă o dată este dar, dar este și roadă. El umple viața noastră venind dinspre Dumnezeu, dar umple viața noastră și ieșind înspre cei din jurul nostru, că asta e roada. Roada nu e ceea ce intră în noi, ci este ceea ce iese. Darul vine, roada iese. Și tocmai de aceea asta face ca dragostea să fie calea supremă, să fie căutarea supremă. Și apostolul Pavel prezintă această chestiune și se sesizați intenția lui nu este neapărat să vorbească despre finalitatea darurilor, ci să arate că dragostea care tocmai le lipsește ar putea fi soluția pentru problema lor cea mai mare. Folosirea Darurilor. Există două precizări sau două prezentări. În primele șapte versete avem valoarea acestui dar roadă față de darurile revelatoare sau celelalte daruri. Și valoarea e adusă înaintea noastră prin doi factori. Primul e factorul profitabilitate. La ce îmi folosește? La ce mă ajută? La ce mi este profitabil să mă dau mare vorbitor în limbi? Dacă n-am? Și elementele care sunt conținute în această porțiune te lasă într-adevăr cu gura căscată. Stai să te gândești dacă chiar e posibil ca cineva să facă anumite din aceste lucrări fără, de exemplu, cine poate să-și dea averea toată pentru hrana săracilor fără dragoste? Se poate? E evident un, o ipoteză de lucru. E evident că se poate. Există și alte motivații pentru care. Vezi politicienii noștri care în anii electorali dau și în dreapta și în stânga, de la mici și până la mari, tot ce doriți. Da? Pot exista și alte motive. Acum, sigur, rămâi înmărmurit. Cine și-ar dea toată averea? E ciudat. Se vorbește despre ați ți da trupul să fie ars. Să fie ars pentru ce? E posibil să-ți dai trupul să fie ars, de exemplu, ca martir, pentru mărturia a Evangheliei și totuși să n-ai. E un scenariu de lucru. Sunt niște hiperbole, dacă doriți. Niște modalități în care Pavel arată niște acțiuni extreme care, care ar copleși pe oricine. Ne uităm la martiri și rămânem înmărmuriți. Care dintre noi poate citi o carte unde sunt prezentați martirii și să rămânem indiferenți? Numai că, spre deosebire de noi care privim la aspectul dramatic, Dumnezeu privește mult mai profund. Aspectul motivațional. În aceasta constă valoarea dragostei. Ea profitabilizează toate celelalte daruri. Tot duhovnicescul devine profitabil dacă funcționează sub această. Acest frumos impuls al dragostei, al acestui agape. Al doilea factor care aduce valoare este profilul ei. Versetele 4, 5, 6, 7 e o descriere a acestei dragoste care uh, indică niște comportamente, niște calități care sunt absolut încântătoare, dar intenția mea nu este să mă opresc la ele. De la versetul al 8-lea, Pavel vorbește. Acum despre o a doua prezentare care dincolo de valoarea acestui dar roadă vis-a-vis -vis de aceste daruri, este veșnicia acestui dar în comparație cu darurile revelatoare. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Am recitit ca să fie proaspete în mintea noastră. Iată cum descrie modul în care vreau să intru în această porțiune. Mai întâi avem enunțul. Dragostea nu va pieri niciodată. Celelalte vor înceta. Dar dragostea? Niciodată. Cred că nimeni nu are probleme cu acest enunț. E simplu, e general, dragostea nu va pieri, aceste daruri însă pe care ei le răvneau din toată ființa lor se vor sfârși. Apoi începe prezentarea acestei enumerări. E această enumerare în care ne sunt prezentate trei, din lista, din capitolul 12, trei daruri despre care spune că vor înceta. Mai există mare dezbatere pe folul în care sunt folosite verbele, modul în care sunt folosite, că unele sunt la pasiv, altele sunt la... Mediu și așa mai departe. Nu cred că asta reprezintă discuția, de vreme ce ceea ce spune textul este că toate vor avea sfârșit. Acum să le enumerăm și noi. Primul dintre daruri care are sfârșit, pomenit de Pavel, este prorocia. Și despre prorocie am vorbit ieri după masă. Este acest oficiu special al lui Dumnezeu. Care, așa după cum înțelegem, e o lucrare, e o slujbă și e un dar. Da? Prorocul e un oficiu, e o slujbă, Dumnezeu a dat acest oficiu, am văzut desfășurarea lui în istorie, e evident prezent aici și textul anunță că acest dar al prorociilor sau prorociile se vor sfârși. Da? Nu avem nicio problemă cu asta. Doi. Limbile vor înceta. Aici este discuția pe modul în care este folosit verbul care ar indica că vor înceta de la, de la sine, nemai fiind necesare. Vor înceta de la sine. Posibil să fie așa, nu e o problemă neapărat pentru mine și nu cred că are vreo greutate în argumentul pentru cesaționism. Avem probleme însă cu a treia. Al treilea dar, pentru că zice Pavel, ce mai va mai avea sfârșit? Acum stai și te gândești, există vreun moment când cunoștința va avea sfârșit? Nu există. Păi atunci înseamnă că nu orice cunoștință e cunoștință. Trebuie să definim la ce cunoștință face Pavel aluzie. De ce trebuie să definim? Pentru că în versetul 12, care este o ilustrare a explicației, găsim din nou aceeași expresie. Voi cunoaște. Deci înseamnă că un anumit fel de cunoaștere se va sfârși nu cunoștința în general. Și toți trebuie să facem distinție între cunoașterea prezentă, cunoașterea actuală, cunoașterea, să zic, trupiască, înțelegeți termenul epistemologie. Epistemologia este sursa cunoașterii. Dar cum cunoaștem noi astăzi? Elementul fundamental al cunoașterii din ființa noastră se numește Creier. Acolo este sediul cunoașterii. Cum se așează cunoașterea în creierul nostru? Vehiculul se numește informație. Ne informăm. Mergem la școală, mergem la biblioteci, studiem, citim și tot ceea ce facem cu acest creier, adunând informație. Devine pentru fiecare dintre noi ce? Cunoaștere. Ei, cunoașterea din veșnicie nu are nicio legătură cu această cunoaștere. Pentru că cunoașterea din veșnicie nu se mai bazează pe creier. Cel puțin nu pe ăsta. Biblia ne vorbește despre faptul că ne așteaptă trupuri de slavă. Prin urmare, cunoștința despre care noi vorbim și despre care vorbește Pavel în versetul 8, în versetul 9 și mai apoi în versetul 12, nu poate fi și una și alta. Trebuie să alegem una dintre ele nu poate să ne vorbească despre cunoașterea pe baza acestui creier în care informația este în parte, că de ce este cunoașterea în parte? Pentru că epistemologia pe care o avem, sursa de unde ne informăm este în parte. Ei, motivul pentru care trebuie să fim atenți la acest text este că această cunoaștere, darul acestei cunoaștere de despre care vorbește Apostolul Pavel, trebuie să fie în mod sistematic și consecvent folosit. Nu putem trece de la cunoașterea creierului pământesc la cunoașterea veșnică. Cum vrea să pară imaginea interpretată în versetul al 12-lea că este vorba de veșnicie. Pentru că în veșnicie nu mai avem creierul ăsta. Nu există nicio legătură între ceea ce cunosc astăzi cu creierul meu și ceea ce voi cunoaște atunci. Mulți zic, abia aștept să ajung în cer să-l întreb pe Dumnezeu, nu știu ce. Nu o să-l întreb nimic. Pentru că, dintr-o dată, ghici. O să știi ceva ce n-ai putut pătrunde astăzi. Diferența dintre aceste cunoașteri este observabilă foarte limpede și în scuzați-mă, în dezbaterile noastre. De ce atâtea discuții? De ce atâtea păreri? Simplu, pentru că fiecare e cu creierul lui. Cu creierul lui, care este format într-o anumită manieră, educat într-o mani într anumită manieră. Creierul nostru și ființa noastră depinde foarte mult de epistemologie, de sursele din care ne-am inspirat din care ne-am informat în veșnicie, nu e așa. În veșnicie nu mai funcționăm pe baza materiei cenușii. Instantaneu vom cunoaște totul. Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că în sensul acesta există o anumită cunoștință care vine la sfârșit. Și anume cunoștința care e bazată pe creierul acesta. Care e în parte și care urmează să fie deplină. plină. Distinția între versetul 8, versetul 9 în mod deosebit și versetul 12. Acum avem o cunoaștere în parte, cunoașterea în parte se va sfârși pentru că vom ajunge la o cunoaștere de plină. Dar e aceeași cunoaștere a unui creier pe care îl avem și care avansează datorită faptului că sursa de informare avansează. E evidentă această dependență pe care o avem. Și este evident că în veșnicie cunoașterea e total diferită. Vorbim despre alt fel de cunoaștere care e generată de cu totul altceva. Odată determinate și enumerate aceste lucruri, urmează explicația pe care Pavel ne oferă. În această explicație avem mai întâi prezentarea unui impediment. Care este impedimentul? Și se zizați, aici dispare problema limbilor. Nu mai am calcul discuția despre limbi. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre vorbirea limbii, nu e ceva ce poate fi în parte sau poate fi complet. Nu are nicio legătură. Când vorbim despre cunoașterea aceasta despre care vorbește, zice cunoaștem în parte, de ce cunoaștem în parte? Producim, Pentru că prorocia este în parte. Creierul nostru nu poate funcționa decât pe baza informației pe care o avem și informația pe care noi o avem în acest creier este în parte pentru că așa este informația dată. S-a vorbit aici despre progresul revelației și nu revin pentru că este, eveniment, este evident. Prin urmare, ni se arată impedimentul pe care îl avem, e un impediment pe care noi nu-l putem controla. Adică deocamdată revelația pe care Dumnezeu a dat-o prin prorocie este este în parte. Nu este încă completă. A doua prezentare este poposirea întregului. Pentru că spune el, dar legând versetul 10 de versetul de versetul Uitați-vă la text. Uitați-vă la text. De versetul 9. Pentru că spune el, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte, în parte se va Sfârșit. sfârși. asta e versetul, pentru că apoi va urma prezentarea ilustrativă. Hai să vedem ce spune versetul ăsta. Problema cea mai mare care apare este când va veni ce este desăvârșit. desăvârșit. În ce lumină trebuie văzut acest desăvârșit? Și evident că formularea lui, și în limba română, și în limba engleză, unde e trecut perfect, ne încurcă. Pentru că de obicei noi ne grăbim să ne gândim la o calitate. La o calitate. În timp ce Apostolul Pavel nu vorbește în textul acesta despre o calitate. Dacă încurci calitatea cu cantitatea, ai bai. Când Pavel zice când va veni ce este desăvârșit, nu subliniază o calitate pentru că tocmai vorbise nu de o calitate, ci de o cantitate. cantitate. Ne vorbește despre ceva ce cantitativ e în parte, limitat de Dumnezeu, <coughs> și acest în parte va deveni nu calitativ desăvârșit, și dacă trecem de la cantitativ la calitativ, e evident că ne încurcăm. Versetul acesta are vreo 10 interpretări diferite, printre care este și cea pe care încerc să o dau eu, care este apărută prima dată în zona evanghelică prin lucrarea lui BB Warfield. Dacă nu este vorba și mai aveți răbdare că o să continui să explic astea, dacă nu este vorba de ceva calitativ, ci de ceva cantitativ, atunci înseamnă că ce era în parte și urma cantitativ să devină întreg. Prorociile și cunoașterea în parte. De vreme ce cunoașterea în parte e dependentă de prorocia în parte. Acest în parte, zice el, nu eu, acest în parte se sfârșește când vine desăvârșitul. Dar niciodată ideea de desăvârșit nu indică în textul biblic calitate, ci cantitate. De exemplu, în Vechiul Testament, corespondentul este cuvântul tamim și de obicei e folosit când se vorbea despre jertfe, când trebuia să aduci un animal ca jertfă Domnului, el trebuia să fie fără cusur. Tamim, adică în toate mădularele lui să fie să fie întreg. Să fie întreg, să fie sănătos. Bun, mai un lucru trebuie menționat aici. Nu numai că termenul desăvârșit aici indică cantitate, pentru că e în mod consecvent privit ca și cantitate în textul nostru, el, folosirea lui gramaticală este un neutru. Ceea ce în niciun caz nu îngăduie, și sunt surprins că încă se continuă ideea asta. Ea se continuă mai mult pe versetul 12 și o să discutăm și ilustrativ, dar gramatical e un neutru care indică foarte limpede că vorbim despre un obiect, nu despre o persoană. Dacă era persoană, nu ar fi scris când va veni ce este desăvârșit ci ar fi trebuit să folosească un articol masculin. Cel ce este desăvârșit. Dacă textul acesta ar vorbi de revenirea lui Hristos, atunci nu ar folosi această expresie. Expresia gramaticală folosită indică un obiect, nu o persoană. Și e consecvent cu ceea ce am spus până acum. Pentru că ceea ce era în parte e un obiect, nu o persoană. De aceea nu se trece de la cantitate la calitate, pentru că desăvârșitul nu este o persoană, ci în continuare este același, același obiect. Un obiect care este în parte, dar care urmează cantitativ să se desăvârșească sau să se întregească. Vă reamintiți expresia lui Pavel din Coloseni, capitolul 1? Ce făcea el? Întregea. Întregea cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, urmărind pur și simplu cuvintele pe care le avem și forma lor lexicală și gramaticală, eu nu pot să înțeleg altfel decât că revelația lui Dumnezeu, scrisă în cuvântul lui, care era în parte, Urma să se întregească. Și că până se întregește, e normală folosirea darurilor. Lucrările, slujbele și darurile celor care vorbesc din partea lui Dumnezeu încă rămân în existență până când vine desăvârșitul, întregul care era în parte. E în parte pe vremea lui Pavel, va, va deveni întreg, și când va deveni întreg, nu va mai fi nevoie de lucrări, slujbe și daruri care erau folositoare în perioada când întregul nu exista. Înțelegeți? Amin. Nu vă întreb dacă sunteți de acord cu mine, vă întreb dacă înțelegeți argumentul meu. Dacă nu mă întorc înapoi. Bun. Atunci, dacă înțelegeți, mergem mai departe. Prezentarea ilustrațiilor. Haideți să vedem dacă aceste ilustrații susțin acest argument. Pentru că, în explicarea lui, el ne prezintă și aceste ilustrații. Există două. Prima e în versetul 11 și este o ilustrație a unei diferențe între ce înseamnă să fii copil și ce înseamnă să fii om mare. Am aici mulți vorbesc despre maturitatea bisericii. Sincer să vă spun, e una dintre problemele enigmatice pentru mine. Chiar mi-ar place dacă cineva mi-ar putea explica ce înseamnă o biserică matură. Trebuie să funcționeze un anumit număr de ani să fie matură. Trebuie să fie un anumit număr de membri bătrâni ca să fie matură. Dacă e formată numai din tineri, avem o problemă. Și aici am fost. Aici s-a întrerupt o discuție pe care, discuție, un, știu cum să spun, un dialog, mai bine să-i zic, pe care l-am avut cu Vladimir Pustan, prin intermediul unui colectiv de studenți din Timișoara, pe internet, în care răspundeam, ei puneau întrebările și noi răspundeam. Și aici ne-am oprit pentru că n-am mai primit răspuns, și am trimis întrebarea pentru că până la urmă el zicea darurile sunt încă în folosință, numai trebuie să ai o biserică matură care să le discearnă. Și eu am întrebat ce este o biserică matură. Bun, înțeleg, darurile există. Ce înseamnă o biserică matură care să le discearnă? Care sunt? Biserica aceasta dumneavoastră este matură. Biserica în care eu slujesc de 30 de ani este matură. Și sunt din aceia care vorbesc despre maturitatea Bisericii. Eu cred că aici, când Pavel vorbește despre diferența aceasta dintre copil și o mare, nu neapărat vorbește despre maturitate, ci vorbește despre modul în care este călăuzit. Pentru că e o călăuzire când ești copil și simți și gândești ca un copil. Și e nevoie de o cu totul altă călăuzire când ești. O mare. În casă, la mine, am bucuria să am un nepoțel. Da? Are un an și ceva. Fiți siguri că nu mă duc la el să mă joc cu el punându-i Biblia în față. Noi hai să citim bunul. Nu. Din întâmplare, face că mă duc pe la librării și astea găsesc anumite cărți care ghici cu ce? Da, de ce cu poze? Tot felul de poze. Și imediat ea, că zică, bunul, m -m -m, m -m, să iau cartea să citim. De ce cu poze? Pentru că așa e normal la mintea lui, la cunoașterea lui. Ei, sper că când va ajunge la 20 de ani, nu va căuta tot cărți cu poze. Deși dacă vă uitați bine, o să observați că lumea noastră, și îmi permit o paranteză, e a luat o rău în jos. Pentru că dacă vă uitați acum, toate enciclopediile nu mai sunt cum erau pe vremuri în care aveai scrise explicații, acum ai poze mari și puțin ne întoarcem la mintea copilului. Evident, când ies cu el, îl țin de mânuță. Nu? Că nu are încă stabilitate pe picioarele lui. Ei copil. Gândește ca un copil. Când vede ciocolata, tot, 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 tot tremură. E, Da, eu. Ai că eu nu sunt chiar eu sunt mai sensibil, dar fiica mi-a imediat zice, nu. De ce? Pentru că știe că nu-i. Ei, ne că se va face om mare și nu va fi nevoie să citim tot. Cu Thomas, locomotiva și eu mai știu ce altceva. Nu? Asta e văcuța, face mu. Nu, înțelegeți ce vreau să zic? Asta este ilustrația pe care Pavel o prezintă. Evident că Biserica este la început. Biserica la început tocmai a fost formată. Are nevoie de un document. Documentul încă este în scriere. Trebuie să existe o perioadă de timp în care ea este ajutată și călăuzită cu tot felul de ajutoare de genul acesta. Dar când va veni întregul și cunoașterea și gândirea va avea un alt material care nu va fi în parte, ci va fi întreg, atunci nu mai ai nevoie de cărțulii cu. Ai întregul. Ei, nici biserica nu mai are nevoie să fie călăuzită de aceste manifestări. Pentru că aceste manifestări sunt mult inferioare revelației pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și a închis-o, El a închis-o, nu noi. Dumnezeu hotărăște când vorbește și Dumnezeu hotărăște când nu mai vorbește. Și crezul meu foarte puternic este că astăzi Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui. Nu prin prorocii, nu prin vedenii, nu prin vise, ci prin cuvântul lui. Asta e prima ilustrație. A doua ilustrație e cea care ne aduce la încurcătură. Mai ales datorită, probabil datorită faptului că avem și o trimitere sub versetul 12, care ne trimite repede la 1 Ioan capitolul 3, care ne spune că îl vom vedea așa cum este. Dar e, după părerea mea, o problemă de semantică a înțelegerii versetului. Îl recitesc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. întunecos. Da, e. Ideea de oglindă nu e ceea ce avem noi astăzi, asta din sticlă. Care -i. Ideea de oglindă era o, o bucată de tablă din cupru care era lustruită și care, cu cât era mai lustruită, cu atât imaginea era mai mai clară, dar imaginea încă e distorsionată, spune el, atunci vom vedea față în față și de la acest față în față se ajunge la fie la uh, timpul uh, de întâlnire cu Hristos, fie la revenirea lui Hristos sau alte interpretări. Mai ales că apoi continuă, acum cunosc în parte, așa cum am văzut, atunci voi cunoaște pe deplin. Când atunci? Când va veni? Prin urmare, desăvârșitul trebuie să fie dacă față în față înseamnă față în față cu Domnul, când va veni desăvârșitul? Când va veni Domnul. Așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ei, uite unde crede că este problema. Când ești și privești în oglindă, ești față în față cu cine? versetul 12 nu are nici măcar o fărâmitură de cuvânt care să indice că e vorba de față în față cu Domnul. De unde îl aduc eu pe Domnul? Că Pavel vorbește numai despre sine. Eu voi cunoaște cum am fost cunoscut. Nu are nicio legătură cu Domnul aici. El se privește într-o oglindă. Când stai în oglindă, ești față în față cu cine? Vă las să vă gândiți un pic. Nu, aici mie mi se pare o problemă de semantică. Pentru că atunci când sunt în fața unei oglinzi, nu sunt față în față cu altcineva, ci sunt față în față cu mine însumi. Care e problema cu cunoașterea în parte? E problema că dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, pe cine nu cunoști? Nu-l cunoști nici pe Dumnezeu, dar nu te cunoști nici pe tine nu te cunoști nu te vezi bine până încă nu-i claritate și imaginea ilustrația capitolului 12 nu este ilustrația escatologică ci este o ilustrație a clarificării a clarității a faptului că este o oglindă care încă nu-i bine lustruită și nu mă văd bine în ea nu în oglindă față în față cu tine, în oglindă față în față cu mine și încă nu mă văd bine. Dar în măsura în care această oglindă va fi lustruită, voi fi tot față în față cu mine. Dar într-o oglindă în care mă văd deplin, Mă văd deplin Și nu numai că textul acesta, versetul acesta, indică lucrul acesta, dar pot să vin în ajutorul argumentării mele și cu alte texte. Am vrut să vin cu el din textul de față, că așa e normal, dar acum putem merge și în alte texte. Mergeți, de exemplu, la a doua epistolă pe care o scrie Pavel, în capitolul al treilea, pentru că dacă prima epistolă este scrisă unei biserici dezordonate. A doua epistolă e scrisă unei biserici obraznice. O să vedeți dacă citiți doi corinteni că marea majoritate a bisericii din Corint nu a primit prima lui epistolă. Unii au primit-o, alții s-au supărat tare și au început să găsească argumente pentru care se considere că Pavel nu e apostol. De aceea. Întotdeauna când folosesc această expresie zic că la 2 Corinteniu scrie pentru o biserică obraznică. Este și mai dură această scrisoare, deși pe alocuri va indica faptul că unii s-au pocăit și le va zice să vedeți că vin eu la voi și o să vă arăt eu că nu sunt chiar așa cum credeți voi. Aveți în că mai pămpălă, o să vă arat ce sunt când vin la voi. Da, Asta e discuția care se poartă. Dar în capitolul 3, de la versetul al 7 el vorbește despre Vechiul Testament, și despre lucrarea Vechiului Testament, dar și despre faptul că astăzi nu mai este această lucrare a Vechiului Testament. Vă las să-l citiți când doriți și să-l urmăriți, dar observați, vorbește despre Moise și despre faptul că până astăzi se citește și rămâne o mahramă. Dar acum, odată ce a venit Hristos și se întregește această imagine, zice, ori de câte ori vrunul se întoarce la Domnul, mahrama este ridicată. Versetul 18. Noi privim toți cu fața descoperită ca într-o... Unde privim noi ca într-o oglindă? Slava lui Dumnezeu. Care este oglinda? Cuvântul lui Dumnezeu. Oglinda aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, care încă este neclară, care încă este fumurie, dar care urmează să fie care încă are o mahramă, dar care urmează să fie dată la o parte când acest cuvânt va fi întreg. Haideți cu mine la Iacov, capitolul 1. În Iacov, capitolul 1, ni se vorbește despre Scriptură ca despre o oglindă. Și Iacov a fost scrisă înaintea lui Corinteni ceea ce nu vreau să însemne pentru cineva că cineva din Corint o fi citit Iacov, dar nici nu poate fi exclus. Iată ce zice Iacov. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu mai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește cu fața, seamănă cu un om care își privește fața firiască într-o oglindă. Într-o oglindă. Ce este oglinda aici? că nu interpretez eu. Spune textul. Ce este oglinda? Ce este oglinda? Cuvântul lui Dumnezeu. El va stărui în asta, pentru că în versetul 25 zice, dar cine își va adânci? Ce înseamnă să privești în oglindă? Să-ți adâncești privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei. Iată că metafora aceasta a oglinzii Întotdeauna e o metaforă folosită pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Când mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu, mă uit nu într-o oglindă, ci de-aia expresia ca. Ca într-o oglindă. Și încă o dată subliniez: când mă uit într-o oglindă, nu mă uit la tine decât dacă ești lângă mine. Când mă uit în oglindă, mă uit la cine. La mine însumi. Și când Pavel folosește această ilustrație, de fapt, ne vorbește despre o oglindă care acum este în chip întunecos și care nu are de-a face cu uh, vremelnicia, cu toată vremelnicia, ci cu faptul că, deocamdată, cunoașterea și prorocia este în parte. Dar când vine întregul, care este oglinda aceasta, care la momentul acesta este mai întunecoasă, dar va deveni clară. Și când va deveni clară, cum mă voi vedea eu pe mine? Așa cum sunt. Față în? Față în față cu cine? E pentru mine unul, da? Nu... Poate pentru asta nu e la fel, dar pentru mine unul e foarte evident că textul acesta nu poate trece așa de la oglindă la nu știu ce. Nu poate vorbi despre oglindă și apoi să față în față cu cine. Nu, în oglindă sunt față în față cu mine. Da, vine ziua în care voi fi față în față cu Domnul. Dar atunci nu numai limbile și prorociile vor dispare. După cum spune Pavel, nici credința, nici nădejdea nu mai este necesară. Singurul lucru care rămâne este dragostea. Prin urmare, ceea ce au încercat să argumentez, atât prin explicația aceasta pe care am urmărit-o pe acest text, cât și prin exemplele pe care le-am dat, este că darurile acestea revelatoare spre deosebire de dragoste sunt temporare și momentul în care ele se vor opri este momentul în care desăvârșitul, ce era atunci în parte, de aceea eu de obicei folosesc întregul. Pentru că îmi place expresia pe care și dacă vă uitați într-un dicționar o să vedeți că desăvârșit nu înseamnă doar perfect, înseamnă și are și conotația calitativă, dar are și conotația cantitativă. Și părerea mea este că e o greșeală să treci de la aspectul cantitativ al versetului la aspectul calitativ. calitativ. Adică aici zice că e în parte, e clar că e cantitativ și apoi zice desăvârșit. A sări în felul ăsta înseamnă a trece peste concepte pe care n-ai să le înțelegi niciodată. Capitolul 14 este un capitol în care Pavel reglementează folosirea darurilor care vor înceta. înceta. Prin urmare, am să spun ceva ce s-ar putea să vă facă să mă judecați. Capitolul 14 nu este pentru biserica vremii noastre. Ăsta chiar e capitol pentru cei din, din Corint. Corint. De vreme ce aceste daruri vor înceta în momentul în care vine întregul, Capitolul 14 nu ne privește pe noi. Cei care privesc spre capitolul 14 e, ori nu acceptă că uh, lucrurile acestea s-au încheiat atunci, uh, ori poate nici nu înțeleg formatul pentru capitolul 14 nu este un capitol pozitiv. Tot capitolul 14 este unul corectiv unul de, 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 de aducere la ordine sesizat spre finalul lui când Pavel foarte cum să zic, sarcastic, zice ce de la voi o pornit cuvântul. În biserică toate lucrurile trebuie să se facă în chip cuvincios, cuvincios și cu cuvincios. rânduială. În folosirea aceasta Pavel are mai multe uh, detalii pe care le prezintă. Ieri l-am prezentat într-un anumit fel. Primul detaliu este o chemare pe care Pavel o lansează. Urmăriți, din nou și din nou se întoarce acolo. Pentru că tocmai ce trebuiau să aibă, nu aveau. Nu ai dragostea, nu te motivează dragostea și consider în continuare că este problema acută a zilelor noastre de astăzi. A fost întotdeauna aceeași problemă. A văzut-o și Domnul Iisus în vremea lui. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui e departe de mine. Descoper că am ajuns o vreme în care bisericile nu se mai închină pentru că îl iubesc pe Domnul, ci pentru că vor să consume ceva modern. În închinarea nu mai este impulsionată de agape pentru Dumnezeu, ci este impulsionată de dorința noastră de a ne distra, numai nu ne distrăm ca ea de lume, nu am împrumutăm de la ei, ne distrăm ca niște pocăiți. Ori așa ceva nu există. Nu există. Asta e problema mare și în Corint. Chemarea aceasta, urmăriți dragostea și apoi umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Din versetul al doilea face o comparație între cele două daruri, să zizați. Nu între darul cunoașterii și prorociei, o terminat cu ele, ci între darul prorociei și vorbirii în limbi, pe care o lăsat -o așa, va înceta și gata, nu mai zis nimic de ea. Că vorbirea nu are de-a face cu cunoașterea, prorocia are de-a face cu cunoașterea, vorbirea limbii și mai ales la Corint era total necontrolabilă. Și face această comparație în care arată că prorocia este mult mai importantă decât vorbirea în limbi. Apoi urmează aspectul sau uh, prezentarea, detaliul condiționării. Le condiționează pe amândouă cum să fie folosită vorbirea în limbi, cum să fie folosită prorocia în versetele care urmează, le așează pe amândouă. Dacă urmăriți textul, o să vedeți, e foarte simplu. El compară mereu ca să arate că, într-adevăr, dragostea este darul suprem, este darul roadă și celelalte sunt funcționale, dar trebuie guvernate de acest dar care este dragostea și trebuie condiționate. Vorbirea în limbi de tălmăcire prorocia de cernere. În esență asta spune. Dacă nu există traducător și dacă nu știi să traduci, ce să faci? Așa spune. Să tacă. Prorocii iarăși nu își pot permite să zică orice. Trebuie să zică și apoi alții ce să facă? să judece, să autentifice, de vreme ce încă nu avem întregul. Încă suntem în perioada când întregul nu există. Și apoi textul ne duce spre un control pe care Pavel îl dorește. Toate lucrurile din Corin trebuie să se desfășoare sub un control a celor două, eu știu, elemente pe care le punctează în versetul 40 în chip cuvincios și cu rânduială. Pentru că vă zice în versetul 33, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neurânduielii, ci al păcii. Câtă pace era în Corint. Și Pavel cere ca lucrurile să intre sub control. Și dacă vă uitați și vreți să fiți și mai specifici, o să vedeți controlul în sensul unei ordini. Nu toți vorbesc odată. Când vorbește unul, ceilalți ce fac? Unul are o cântare, unul are cutare, unul are cutare. Foarte bine, dar toate să se facă sub control, să fie controlate. Nimeni nu-și dă drumul în adunare cum îi... Și apoi zice, Duhul m-a făcut să fac asta. Nu există, scuza asta nu există lucrurile trebuie să făcute cuvincios, cu rânduială, în ordine. Da? Mai mult, în ordine aceasta, în controlul acesta, e un control al femeilor. Ce să facă femeile în adunare? Naud. Mai ales când vine vorba de mai ales când vine vorba de prorocie. Și cu toții știți că e o problemă imensă astăzi. Pentru că cei mai mulți proroci nu sunt bărbați. Cei mai mulți proroci sunt, de fapt, sigur. Și merge pe că Debora au fost așa și că nu Sigur că avem niște exemple în Biblie. Dar nimeni nu înțelege cei cu Debora. De ce a fost Debora o profeteasă? Vă aduceți aminte? Bărbații dorm. Bărbații îi znicăieri. Se... Îți la fotbal. Iertați-mi. Îți la meci. Îți la mașini. Nu no, au ei treabă cu ce se întâmplă în Israel. Nu se poate. Și dacă ei ori dormit, o trebuie cineva să intervină. Numai că Dumnezeu nu a trimis-o pe ea să rezolve lucrurile. Ci pe cine? Barac un bărbat. Nu? E evident. Ne grăbim la exemple ca să arătăm nu știu ce. Păi n avem, da, că au avut fete foarte, Da, e adevărat. O fi zis ele ceva pe undeva. Dar în biserică, Pavel spune, femeia să tacă. Dacă vor să capete învățătură, să-și întrebe bărbații acasă. Auzi, e o rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. O las așa. Am vrut doar să subliniez controlul pe care Pavel îl dorește în adunări. Trebuie să existe un control al lucrurilor. Biserica nu trebuie lăsată să-și dea drumul la toate, nu, să se întâmple tot felul de uh, abuzuri și de ce știu eu ce alte lucruri și apoi tot lumea zice, Duhul Sfânt m-a făcut. Că tot e spăseamă a Duhului Sfânt. Nu. Dumnezeu e un Dumnezeu al, prin urmare Duhul Sfânt nu poate produce haos când se produce haos, nu este prezența Duhului Sfânt, ci absența Lui. Absența Lui. Și a bărbaților. Și bărbații fac haos, nu numai femeile. Bărbații fac câteodată sau mai mare decât femei. Cam asta este capitolul, cam asta este porțiunea pe care am vrut să o prezint în această dimineață, înaintea dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o și pentru că nu ați reacționat foarte brutal împotriva mea, cum o pățit Pavel la Atena. Înțeleg că poate nu... Am vrut doar să sper că am prezentat destul de clar și ați înțeles argumentul. Nu vreau să vă convin că e așa. dar din potrivă vreau să provoc să citiți și să vedeți. Mie unul mi se pare că textul este atât de limpede încât nu ar putea îngădui decât dacă aducem din alte contexte sau din alte părți. În contextul în care este această porțiune, este evident că acel în parte care devine întreg este cuvântul lui Dumnezeu și atunci când cuvântul lui Dumnezeu e în forma în care noi o avem astăzi. De ce ar fi nevoie ca cineva să se ridice să zică așa vorbește Domnul? Nu avem nevoie. Ba mai mult, în Noul Testament, dacă citiți, o să vedeți că ideea este, nu așa vorbește Domnul, așa ziceau prorocii, ci noi astăzi zicem este scris. scris. Este scris. Pavel zicea în Corint, capitolul 4: Să nu treceți peste ce este scris. Să nu treceți peste ce este scris. Iubiții mei, vreau să închei. Spunând foarte răspicat că nu este intenția mea să conving pe cineva de ceva. Dacă aș vrea să conving pe cineva de ceva, aș încerca să-i conving pe toți oamenii să iubească Scriptura. Să nu pășească pe lângă Scriptură. Să nu-și dorească mai mult decât Scriptura. Să nu-și dorească mereu mai mult decât au. Dumnezeu ne-a dat tot. Nu lipsește nimic. Dacă este de lucru undeva pentru o trezire spirituală sau pentru o mai a puternică apropiere de Dumnezeu, aia nu este lipsă de la Dumnezeu, ci trebuie lucrat unde? În noi înșine. Avem călăuzitorul pe Duhul Sfânt, avem Cuvântul și Biserica cu păstorii care au autoritatea să ne-l prezinte. E suficient. În Călăuziți de Cuvânt, prin Duhul Sfânt, să facem voia lui Dumnezeu și să-l slujim pe Dumnezeu cu pasiune. Și nu există niciun motiv să nu ne simțim împliniți. Ca să ne dorim ce știu eu ce altceva. Împlinirea este în Cuvânt, în Domnul Amin. Amin. Mulțumesc pentru răbdare.